Doamnelor și domnilor, în emisiunile precedente am văzut că genele nu contribuie decât la 25 până la 30% din sănătatea noastră și că în ceea ce suntem și ceea ce vom fi, contribuie și alți factori ce țin de alegerile noastre. Dacă am fi niște calculatoare, genele noastre ar constitui hardware, dar trebuie să existe și software care spune sau programează care gene să funcționeze și care să nu fie active. După cum un software decide dacă calculatorul va fi utilizat pentru scrierea unui text, pentru a realiza un grafic sau a face un joc, la fel, programarea epigenetică face ca celulele noastre, care au aceleași gene, să servească pentru a gândi, a produce hormoni sau pentru a combate boli. Utilizarea justă a acestor software va face să apară potențialul formidabil care zace în gene. Epigenetica ne arată cum putem, cu ajutorul stilului de viață, să dirijăm cel puțin parțial unele aspecte ale vieții. Epigenetica ne arată cum, prin obiceiurile noastre, putem influența personalitatea copiilor noștri. Epigenetica ne arată cum un stil de viață sănătos prelungește viața noastră și pe aceea a vecinilor noștri. Posedăm o putere nebănuită asupra genelor și copiilor noștri, spune Randy Girl, biolog de la Universitatea Duke, Statele Unite. Dacă aspectul și manifestările noastre ar depinde numai de gene, atunci ne-am asemănat foarte mult unii cu alții. Chiar și cimpanzeii ar fi foarte asemănători cu noi. Ne-am întrebat cum poate corpul nostru să formeze diferite tipuri de celule, deși are aceleași gene. De ce există nervi, păr, ficat și alte celule diferite? Cum se face că în nucleul celulelor mele musculare se găsește aceeași substanță genetică, ca de exemplu în celulele mucoase intestinale sau în cele ale glandei tiroide? Aici intervine epigenetica. Ea supraveghează structurile ce dau identitatea fiecărei celule. Se îngrijește ca celulele să nu posede numai planurile pentru toate proteinele posibile, ci să conțină și instrucțiunile care decid care din planurile existente să devină active. Iar când celula se divide, aceste instrucțiuni sunt transmise mai departe alături de textul genetic. Pe lângă gene, a căror totalitate alcătuiește genomul, există și epigenomul, care supraveghează structurile ce dau identitatea fiecărei celule. Se poate spune că epigenomul hotărăște soarta unei celule. Epigenomul spune genomului ce trebuie să facă din potențialul pe care îl are. Epigenomul hotărăște care gene și în care moment să devină active și care să nu fie. Mai mult chiar, epigenomul programează dacă o celulă să îmbătrânească repede sau încet, să reacționeze energic sau foarte slab la factori externi, să fie predispusă față de boală sau dacă își va îndeplini misiunea timp îndelungat. Instrumentele de lucru ale epigenomului sunt așa numitele macazuri epigenetice, care se găsesc în anumite locuri ale cromozomilor și decid care genă dintr-o celulă să fie folosită, adică activă, și care să nu fie activă. Folosind o definiție biologică, vom spune că epigenetica se ocupă cu acele informații pe care celulele le înmagazinează și le transmit mai departe, dar care nu se găsesc în materialul genetic. Spre deosebire de ce se credea cu decenii în urmă, că celulele transmit doar materialul lor genetic, se știe că atunci când se divid, celulele transmit și programul epigenetic. Macazul sau întrerupătorul epigenetic este foarte flexibil, reacționând la influențele din mediul înconjurător. Din acest motiv, foarte mulți factori, cum ar fi educația, dragostea, alimentația, stresul, hormonii, foamea, factorii intrauterini, intoxicațiile, psihoterapia, tutunul, împovărările deosebite, traumele, clima, sportul
și multe altele pot schimba programarea celulelor noastre. Astfel de factori pot modifica biochimia celulelor fără a produce schimbări în codul genetic. Epigenetica clarifică cum, chiar înainte de naștere, se decide dacă într-o zi ne vom îmbolnăvi de cancer, diabet, obezitate, de o anumită dependență sau de o boală cardiovasculară. Savanții au descoperit senzaționalul fapt că noi putem modifica, mai mult sau mai puțin, programarea genelor și putem influența, pe lângă durată, fizicul și psihicul nostru. Din toate acestea reiese marea responsabilitate pe care o avem față de urmașii noștri, căci unele decizii pe care le luăm, cu mult înainte de nașterea lor, vor schimba personalitatea, sănătatea și durata lor de viață. Genomul, adică totalitatea genelor celulelor noastre, este identic în toate celulele. Însă fiecare om are nenumărate epigenome, care demonstrează cât de importante sunt alegerile pe care le facem. Căci, așa cum am spus, prin alegerile noastre influențăm nu numai viața noastră, ci și pe aceea a urmașilor noștri. Nu trebuie să ne simțim ca niște marionete ale genelor noastre. Să fim siguri că putem schimba constituția, metabolismul și chiar personalitatea noastră. Spre deosebire de ceea ce se credea în trecut, viața noastră nu este predeterminată în cele mai mici amănunte de genele noastre. Desigur, există un program genetic care ține în frâu corpul și psihicul nostru, care stabilește că vom fi rezistenți față de boli, obezi, cu o viață lungă, predispuși la cancer, meticuloși, afectuoși, expuși la dependențe sau deosebit de inteligenți. Însă această soartă o avem într-o proporție mare în mâinile noastre. Schimbați stilul de viață și mișcați anumite macazuri care vă vor ajuta nu numai dumneavoastră, ci și copiilor pe care îi veți avea în viitor tot timpul cât vor trăi. Prin epigenom se exercită influența propriilor acțiuni care vor stabili ce se va întâmpla cu noi cu decenii mai înainte, precum și în corpul și psihicul nostru, urmașilor noștri. Pentru a ilustra eficacitatea unui stil de viață sănătos, să ne referim la o afecțiune frecventă de care cei implicați nu sunt conștienți, și anume ficatul gras nealcoolic sau steatoza hepatică nealcoolică. Ficatul gras nealcoolic include o serie de stări patologice, de la steatoza hepatică asimptomatică, la steatohepatită și până la ciroză. Ficatul gras nealcoolic se întâlnește la 20 până la 33% din populația adultă, mai ales la obezi și diabetici de tip 2. Și deoarece obezitatea și diabetul de tip 2 se întâlnesc din ce în ce mai des la tineri, se prevede că pentru viitor numărul celor care vor suferi de această afecțiune va constitui o problemă de sănătate considerabilă. Primul pas în apariția steatohepatitei, a fibrozei hepatice, a cirozei hepatice și a cancerului de ficat este creșterea concentrației trigliceridelor în ficat. Excesul de grăsime din ficat produce și rezistență la insulină și constituie un factor de risc independent pentru diabetul de tip 2 și boala cardiovasculară, prin care înțelegem mai ales accidentele vasculare cerebrale, infarctul miocardic și arteriopatia periferică. Cristian Toma și colaboratorii de la Institutul de Medicină Moleculară, Universitatea Newcastle din Anglia, au adunat din literatura medicală mondială datele privind efectul modificărilor stilului de viață asupra ficatului gras. Lucrarea a fost publicată în Jurnalul de Hepatologie în anul 2012. Autorii au găsit că o serie de modificări ale stilului de viață sunt foarte eficiente pentru a scădea concentrația trigliceridelor din ficat, pentru ameliorarea sensibilității față de insulină și pentru ameliorarea glicemiei.
Metodele cele mai eficiente sunt restricția calorică și creșterea activității fizice, care au făcut ca trigliceridele din ficat să scadă până la 81%. Restricția calorică, cu o ingestie totală de 800 până la 1600 de calorii pe zi și scăderea ingestiei de hidrați de carbon prin excluderea dulciurilor, au dus la reducerea trigliceridelor din ficat și ameliorarea controlului glicemiei și a sensibilității față de insulină deja după 48 de ore de la începerea acestui regim. Restricția calorică mare nu va fi necesară după ce greutatea a ajuns la valori acceptabile și se va continua cu un regim de preferat total vegetarian de 2000 de calorii pe zi. Un adjuvant foarte valoros în reducerea grăsimilor din ficat este creșterea activității fizice, despre care vom vorbi mai pe larg în emisiunile viitoare.